Avelin Dabarcea, actor de meserie, britan. Da. Peste hotarele țării. Peste hotarele țării, da. Oamenii la nord sunt mai bogați, sunt mai fudui, sunt mai... Dar sunt vorbele astea. Teatrul Luceafru. Mama actorului stătea moartă pe laiță. Și el juca spectacol. A jucat spectacol și a plecat la mormântare. Da, asta e profesia. Actorii beau mult. Dar unde ați fost voi? Unde ați fost voi ăștia care vă dați cu părerea? Care spuneți, care dați acum verdicte din ce cauză? Unde ați fost atunci? Artist emerit. Ce dă? 50 de lei era, alea fac cum a susut. Oamenii din Orhei. Orhenii-s deosebiți. Dacă o să vină un om străin și o să încerce să arunce un chiștoc de țigară pe stradă, o să-l oprească imediat cineva din urmă și o să zic strânge. Că la noi aici e curat. Doamnelor, domnilor, în această săptămână invitatul nostru special este Avelin Dabarcea, actor de meserie. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. Nu știu dacă o să trezească curiozitate persoana mea, dar având în vedere și văzând toate podcasturile tale, tot oameni și oameni, unul mai dihai ca altul, nu știu dacă, dar îți mulțumesc că m-ai invitat. Avelin Dabarcea, actor de meserie, activat în acest domeniu. Mult timp. Vorbim astăzi despre acest frumos și dureros pe alocuri domeniu de activitate, muncă, dar până atunci o să încercăm să-l cunoaștem pe Avelin Dabarcea. O să-l luăm de la zero, cum spunem noi. Avelin Dabarcea vine de la cel mai nordic punct al țării noastre. Nu e cel mai nordic de la geografie știu că e Criva, e tot în raionul nostru, e satul Criva. Eu sunt din cel mai frumos sat de pe glob, care se numește Largă Brăceni. Brăceni. Da. Cum mai spunem noi, peste hotarele țării. Peste hotarele țării, da. Mai nou. Cum a fost copilăria peste hotarele țării? Tare pe atunci, frumos. Apropo, nu știați că sunteți peste hotarele țării. Tare acum frumoasă. Mai e în trend. Tare frumoasă. Ce să zic... Eu m-am născut într-o familie, mama mea profesoară, tata fiind șofer, eu sunt primul copil, erau foarte tineri, bunici, toți, sat mare, frumos, activități, o copilărie tare frumoasă. Dar orice copilărie e frumoasă, cum spunea apropo la tine în interviu și Gheorghe Gonță. Copilăriile sovietice sau copilăria sovietică, ca să nu fac greșe. Erau cam tot una toate. Da, da, și era, cumva se remarcau. Copilărie frumoasă. Am fost un copil fericit. Tata meu lucra foarte mult, era șofer de cursă lungă, facea bani foarte mulți, eram un copil alentat. Aveam de toate, dulciurile lumii, gumi, care tot ce era mai greu de găsit, eu aveam de toate. Bicicletă. Apropo, sunteți primul invitat care recunoaște că a fost un copil alentat. Am fost. Recunosc, tata muncea foarte mult. Dacă pe timpul acela, ca să înțelegi, leafa de șofer, leafa lui era 100 de ruble, lui îi se mai plătea 100 de ruble de cursă, de race, cum se zicea. Și el avea câte două race-uri, curse pe lună, uneori. Eu îl țin minte foarte rar cât eram eu copil, pentru că el venea, stătea o zi, două și pleca iarăși. Ba... într-un oraș, ba în altul, toată Uniunea Sovietică a cutreierat-o cu virgulă Camazul. Și îți zic, aveam de toate. Bicicletă nouță, pe când verișorul meu, mai mare fiind ca mine, avea o bicicletă de mâna a doua. De toate am avut, de toate. Eram un copil alentat. Cum sunt oamenii peste hotarele țării mai nou la Briceni? Și dacă e să vă întreb despre unele tradiții, obiceiuri pe care noi în părțile astea nu le avem, dacă puteți să ne vorbiți despre acestea și
respectiv prin asta o să le cunoaștem cumva. Cu siguranță fiecare regiune și are tradițiile și obiceiurile lui, dar și felul de a trăi, felul de a se exprima, felul de a, nu știu, de a aborda lucrurile. Nu înțeleg, dar se spune că oamenii la nord sunt mai bogați, sunt mai fudui, sunt mai... doar sunt vorbele astea. Și într-adevăr, acolo lumea muncește foarte tare, cât am și trăit acolo, dar și acum muncește foarte tare. Eu cât eram copil, țin minte că în fiecare vară da, mașina... Pământurile, cel mai mult. Pământurile, da, asta e logic. Dar alta vreau să zic. Cum începea, cum venea primăvara, o mașină de nisip, alta de piatră și se începea o reparație acolo, o construcție nouă dincolo. Iată așa, toată vara. Și mereu, și nu doar la mine în familie, în toate familii, practic, așa era. Pentru că așa sunt oamenii la noi. Ce ține de tradiții, da, le avem și noi. Sunt obiceiurile astea care practic în toată Moldova, dar oricum diferă. Tradițiile de anul nou. Noi avem, umblam cu craiul, un obicei tare frumos, erau trei crai acolo. Plus avem companii, se numește, soldați mulți, tineri, se îmbrăcau în haine soldățești cu hârtii făcute frumos. Multe tradiții la noi, acolo la Brăceni, suntem mărginiți cu Ucraina. Ucraina, da. Și multe obiceiuri vin de acolo, asemănătoare cu Malanca, cu chestiile astea frumos, căluțe ăștia frumoși de anul nou. Pe lângă faptul că am fost un copil alentat de părinți, de ce nu? Am fost și un copil activ social. Am participat practic, satul nostru mare, aveam 4 sectoare. Când eu eram copil, în sat erau vreo 7.000, 6.000 și ceva de oameni, da. Acum sunt vreo 2.000, pare mi se, dacă nu greșesc. Participam unde era posibil, peste tot, și la școală, și extrașcolar, la Casa de Cultură eram activ, și la cerc de teatru, și dansuri, și sport făceam, volei, fotbal am jucat, tot, eram peste tot. Și asta e un lucru tare frumos. Ceea ce, acum merg în sat, e pustiu. Oamenii noi plecați, au rămas doar două secții de, pare mi se, fotbal și volei și atât, tenis de masă, ping-pong și cam asta e. Pe când eu, când eram... Erau mulți. Noi eram, clasa noastră erau 38 de elevi. Eram în clasa 1, îți imaginezi? Aveți liceu în sat. Două școli erau și sunt și actualmente. Clasa noastră erau 38 și în școala cealaltă erau vreo sub 20. Eu îmi dau seama cât de greu mulți era pentru diriginte, pentru atâția... Exact. De la Briceni porniți pe drumul spre capitală? Nu spre capital, spre Bălți. Spre Bălți? Spre Bălți. Serios? Spre Bălți, da. Nu m-am pregătit bine. Spre Bălți, de-aia că foarte straniu, nu știu cum s-a întâmplat tot drumul ăsta al meu. În timpurile cele, prin anii, sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, la Bălți, la Teatrul Național din Bălți, odată la 4 ani s-a luat curs de teatru. Odată la 4 ani. Eu, ca să nimeresc în acești odată la 4 ani, trebuia să nu absolvesc, să nu fac liceu. Ori clasa noastră a fost prima clasă de liceu din sat. Noi am fost primii. Eu am făcut liceu doar clasa a 10-a și a 11-a jumătate, după care a doua jumătate a clasei a 11-a am plecat în satul vecin, care se numește Cotiujeni, Breceni, și acolo am absolvit 11 clase, pentru că acolo era școală medie, la noi deja era liceu. Și mie îmi trebuia să plec la Bălți. Am absolvit la Cotiujeni, și am luat calea la Bălți, Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți, pe lângă Teatrul Național, la Universitatea Aleco Rousseau,
Timbălți, odată la 4 ani, s-a luat curs de teatru. Eu am intrat la acest curs, eram de start 3, după aia au mai venit încă 2, eram 5, urma să mai vină câțiva studenți, dar o constăteancă de-a mea, care era actriță acolo la Bălți, Erica Cibotar, m-a luat, era actriță păpușară, m-a luat deoparte și mi-a zis: Avelin, Fugulița, mergi la Chișinău, încă nu-i târziu, încă nu-i târziu, fugi. Și am luat documentele cu lacrimi în ochi, am sunat părinții, a venit tata, mama, m-au luat și m-au dus la Chișinău. Și pare mi se, prin luna octombrie, am venit și m-au primit la cursul de teatru la Academia de Muzică și Teatru. Academia, nu era, era institut atunci. Nu era. După aia s-a transformat. Și era un curs mare la noi la Academie, cursul nostru, doar că erau mult fete. Fete erau vreo 20 și ceva, băieți erau doar 6, eu fiind al 7-lea. Și ăștia am și absolvit. Ce norocoși ați fost. Da, da. Și așa a pornit istoria mea în teatru. Și ce era frumos, cursul nostru de teatru de la Academie era luat special pentru teatru Luceafăru. Adică noi eram pregătiți pentru teatru. Pentru un anumit teatru. Adică nu stăteai cu gândul absolvești și te va lua vreun regizor, vreun director de teatru. Noi eram siguri că toți o să mergem în teatru Luceafăru. Și așa a și fost. Tot cursul, am fost angajați în teatrul Luceafăr. Cum au fost anii de studenții? Tare activi, tare frumoși, tare creativi, de toate au fost. Un singur lucru n-am făcut și mi-a lipsit în anii de studenții, n-am trăit la cămin. În rest, de toate. Noi eram un curs, cum am zis, numeros, era o concurență mare. Toți vroiau să fie primii, toți vroiau să fie cei mai buni, toți vroiau să aibă rolurile. Îți dai seama, studența, atunci fierbea sângele, roluri centrale, supărări, care-i mai bun, care-i căruia reușește, căruia nu îi reușește. Au fost de toate, au fost foarte frumos. Am avut profesori extraordinari, începând de la maestria actorului până la dans, mișcare scenică și arta vorbirii, practic, am avut cei mai tari și buni profesori. Anii de studenții cumva au fost grei din lipsă de resurse financiare, că venirea la capitală a fost... Nu. Nu am simțit asta. Nu pot zic că sunt un copil că... Știi, cei care vin apropo părinții în capitală... Nu pot să zic că părinții erau foarte bogați deja când eu eram student. Din contră, era greu. Greu era perioada aia, stângea lumina, erau perioade foarte grele. Plus la asta, eu am învățat, pare 2 sau 3 ani la contract. Ultimul an am trecut la buget. Era greu, dar n-am simțit greu toate astea. Pentru că eram tot timpul în academie, tot timpul repetiții, lecții, ore. Noi multe ore le făceam la teatru, adică erau orele teoretice și o parte din orele practice, actorie, dans, mișcare scenic, o parte le făceam la academie, o parte le făceam la teatru, dar multe ori la noi erau dublate. Adică aveam mișcare scenic la teatru, la academie. Era un profesor care ne aștepta și făceam mișcare scenic la teatru. Dans acolo, dans la teatru. Arta vorbirii exact așa, erau dublate orele. Și plus la asta, în anii studenții, am avut noroc și mai am
de prietenii mei din copilărie cu care am copilărit împreună, care nu sunt artiști, nu sunt actori, au alte profesii, dar lucru frumos este că noi am rămas prieteni și până în ziua de azi. Și în afara orelor și în afara teatrului petreceam timp împreună cu colegii și prietenii din copilărie, cu care de fapt și până azi suntem într-o relație extraordinară. Eu priveam un interviu video, acolo menționai că până ajunge pe drumul de a alege facultate sau de a face teatru, erați pasionat de sport. De ce nu v-ați oprit la sport? Sunt. Și am mai rămas în sport. Nu aveam atât de mare succes, cu toate că îmi place și mi-a plăcut dintotdeauna, dar n-am avut atât de mari abilități și succes la sport. Dar vroiam, eu și spuneam mamei, sau merg, dacă nu reușesc la bălți, merg la jurnalist sportiv. Îmi plăcea foarte tare și îmi place. Adică eu sunt microbist înrăit și până în ziua de azi urmăresc fotbalul în special. Fotbal. Îmi place fotbalul. Vă zic, sunt un microbist. Îmi plac mai multe genuri de sport. Și tenisul, și voleiul urmăresc. Tot practic. Sunt la curent cu tot ce se întâmplă. Dar sportul favorit... Cel mai iubit. Eu cred că sunt unii cu care nu știu de ce nu mi se leagă mie cu fotbal. Nu știu de ce. Nu ești unic, sunt mai mulți. Sunt mai mulți. N-am o fobie față de sportul ăsta, dar nu e a meu asta, nu știu. Se întâmplă. Și mulți că apropo, cu cât entuziasm cum tu vorbești despre acest gen de sport. Se întâmplă. Și apropo, una din dorințele mele cele mai mari și sper că într-o bună zi să am această posibilitate să comentez un meci de fotbal la televizor. Asta e dorința mea cea mai mare. Una din dorințe, apropo, dar știi cum? Dumnezeu lucrează totuși prin oameni și dragul oamenilor. Uite, pe lângă toate câte o să ajungem și la ce se întâmplă în zilele de azi, dar pe lângă toate, uite că recent așa au lucrat, așa s-au întâmplat lucrurile, că am luat hățurile și dreguiesc un stadion, care e stadionul central, stadionul raional din municipiul Orhei, și crede-mă că am o pasiune nebună când merg acolo. Până și de acolo, precis cu comentarii la meci de fotbal. Crește iarba, când văd cum am aflat toate detaliile astea, cum trebuie să o cosești, ce trebuie să-i dai îngrășământ, când trebuie să o uzi. Sunt niște chestii tare frumoase și plăcute. Cel mai curios lucru este că eu cu fratele meu, ambii suntem microbiști înrăiți, cel mai curios lucru este că noi suntem rivali la echipe. El este cu Real Madrid, eu cu FC Barcelona. Și aici noi avem o rivalitate de ani de zile. Stai oricum ținut de același popor, dar bine, alt stil de joc. Și exact. Din ceea ce eu am urmărit cu mulți ani în urmă, și asta tot cu faptul că tata privea și eu n-aveam încotro că altceva nu... Fotbalul e un spectacol imens. Eu am avut posibilitatea de lungul vieții, am fost pe mai multe stadioane, am fost pe Alisamien din Turcia, din Istanbul, un stadion imens, mare, la meciul Galatasaray Trabzonspor. Am fost pe Wembley la un meci al lui Tottenham în Cupa Angliei. Am avut ocazia să merg pe stadioane mari. De ceva de nedescris. Pe Ghencea am fost, apropo, Ghencea veche, pentru că acum au renovat acel stadion. Încă nu erau problemele astea la Steaua. Eu nu știu de ce eu tare, sper că vreodată cumva o să mă convingă. Dar eu vreau să zic și o să insist, o să te sun în fiecare duminică când să avem la Orhei, să vii la stadion și ai să vezi că încetişor o să te îmbolnăvești de nebuneala asta care se numește fotbal. Teatrul Luceafru. Oh. Eu trăiesc cu o dilemă.
Dar o trăiesc cumva în calitate mai mult de jurnalist sau ex-jurnalist, om care cumva și-a scris, și-a filmat, și-a montat diverse articole, materiale. Meseria este frumoasă, este interesantă, este una, într-adevăr, care generează cultură, învață, se trăiește frumos, dar tot mai des auzim că oamenii care fac meseria asta mor de foame. Nici chiar de așa. Ce? Nici chiar așa. Nu mor de foame, dar teatru totuși este un sacrificiu. Ori actorii de obicei, asta e o boală. Dacă te-ai îmbolnăvit, greu pleci, greu te rupi, greu trăiești fără meseria asta. De-aia și majoritatea actorilor care, și pot să dau exemplu de oricare actor vrei tu, care s-a menținut și până în ziua de azi în teatru, o să vezi că fiecare pe lângă meseria, sau nu meseria, pe lângă profesia de actor, mai are ceva. Nu există. Nu poți întreține familie, nu poți să-ți permiți ceva doar cu teatru. Și de aia zic, majoritatea actorilor pe lângă profesie au și alte joburi. Unii prezint evenimente, alții sunt profesori la școli, de actorie, de orice alt, alții fac televiziune, alții diferit, dar toți mai iau ceva pe lângă teatru. De ce este totuși acest domeniu de activitate, această artă atât de slab apreciată? Nu e slab apreciată, nu. Adică, of, așa. Totuși oamenii vin la teatru, oamenii vin. Dar totuși. Eu o să aduc un exemplu viu de la noi din Republica Moldova. Teatru Satiricus. Uh-huh. Ion Luca Caragiale. Care are un manager și un director, eu zic, extraordinar. Care prin fel și chip a făcut adres de-a lungul anilor, actorii lui tot timpul au fost bine plătiți, tot timpul au avut, li s-a oferit și apartamente și vile care aveau apartamente și pentru că așa a făcut el. Pentru că așa a vrut el, e vorba de Sandu Grecu, știu toți, îl cunosc toți, președintele Uniunii Teatrale. Și alți manageri de teatru în ziua de azi, crede-mă, și eu sunt sigur că fac tot ca actorii să aibă un salariu bun, să aibă premii, să aibă, să se poată întreține. Dar totuși legea nu permite. Și recent am văzut că și ministrul culturii a ieșit cu declarații că arta, oamenii de artă sunt nu bine plătiți și trebuie să revizuim cadrul legal, ei să-l revizuie și să revină cu surprize plăcute, de ce nu? Dar așa a fost perioada asta și nu doar în actorie, a fost peste tot. Eu vorbeam cu Paulina Zaftoni, cu Nina Doni, legendele teatrului Luceafăru, actrițe mari. Ele spuneau că pe timpul Uniunii Sovietice actorii trăiau, nu că mega super bine, dar trăiau bine, le se oferea apartament, le se oferea un loc pentru vilă sau chiar o vilă. Uh-huh. Aveau salarii, plus asta aveau filmări, aveau televiziune, radio, se descurcau foarte bine. Dar perioada aici, anii 90, începutul anilor 2000, aici mai multe profesii au dus-o cum au dus-o. Nu doar actorii. Da, dacă e să gândim cumva logic, la moment, într-adevăr, foarte multe domenii încă. Exact. Dar zic, actori, și cum ți-am mai spus, cine nu m-ai întrebat tu? Oricare actor, chiar dacă sunt actori care practic toată viața au peste 50-60 de ani și lucrează în teatru. Eu o să-ți dau exemplu că ei
Eu să spun că ei sau sunt profesori la academie sau la o școală sau prezintă evenimente sau sunt la televiziune sau nu știu ce, dar sau au un business. Sunt actori care au business. Dar totuși, iată, oamenii ăștia capătă o experiență, da, de teatru. Cum spui tu că au o tangență cu business-ul, cu... De ce totuși continui să facă? E o boală. Teatru e o boală. Odată ce ai pășit în scena teatrului, cei care pleacă nu sunt actori. Cei care pot trăi fără teatru nu sunt actori. Cum zice românul, s-a mazvanță ce este. Un actor adevărat nu poate trăi fără teatru. Nu poate. Eu recunosc acum în fața camerei și în fața ta și în fața tuturor oamenilor, am cât? 2 ani. Din pandemie. Uh-huh. Sfârșit pandemie am jucat, după pandemie am mai jucat, pare mi se... Da, sunt doi ani, doi și fără teatru. Eu nu pot să-ți descriu ce se întâmplă cu mine în unele perioade ale vieții. Începând de la vise, noaptea, până la... De ce ți-ai renunțat? N-am renunțat. Așa s-au creat circumstanțele. Așa s-au... N-am renunțat niciodată. N-am renunțat. Din contră, le mulțumesc și acum direcției Teatrului Luceafăru, pentru că m-au avut răbdare cu mine și m-au răbdat ultimii ani, că eram cu un picior acolo și ori alergam din toate părțile ca să reușesc. Dar așa a trebuit, nu reușeam pur și simplu fizic. Da, cum ai spus. Dar mă zic, doare și vreau și am un dor și un neajuns, un suflet, un gol de scenă, de emoția aceea, de spectator, de tot absolut. De mirosul, de tot. Teatrul e drog. Pentru actori. Actor te naști sau devii? Te naști. Da, ultima perioadă s-a constatat și s-a spus și se spune că teatru nu mai e pe degete, teatru nu mai e intuiție, teatru de mult, teatru e profesie, teatru e matematică, este regie, este actorie. Dar, totuși, te naște. Te naște. Nu oricine poate să facă teatru. Să facă teatru, cu siguranță. Haideți să vorbim despre roluri. Despre personaje, da? Eu puțin pricep în teatru și poate cumva unii termeni o să-i așa, să-i mai încălcesc. Ce roluri a jucat la Luceafăru Avelin Tăbarcea și în ce roluri se regăsea cel mai mult? Îi plăcea, cu mare drag o făcea și îi se potrivea? De toate. De toate. Uite, acum îmi amintesc. Chiar de toate. De la... Am jucat începând cu, nu știu, erou îndrăgostit, roluri de comedie, roluri tragice, roluri centrare, roluri epizodice, roluri pentru spectacole pentru copii, spectacole... Toate. Ori... Cum citeam eu undeva și asta e adevărul. Cel mai, și am mai spus-o eu în câteva rânduri și prin câteva interviuri, eu consider neprofesioniști actorii care, dacă vine regizorul cu o piesă și zice, Veceslav, eu te văd pe tine în piesa asta, uh-huh, în rolul ăsta, scuze-mi. Și actorii care după repetiții sau atunci, după prima citire sau după primele câteva citiri, se apropie de regizor și zice că mie nu-mi place, eu nu cred că o să reușesc. Eu cred neprofesionist. Neprofesioniște aceste actori. Ori actorul trebuie să încerce să facă tot. Pentru că regizorul, când ia piesa, când face distribuția,
el are linia roșie în cap. Linia roșie a spectacolului, nu a piesei, a spectacolului, ceea ce e diferit. El vede, el are spectacolul construit. Și tu, ca și actor, dacă vii din start să zici că mie nu-mi place, că eu nu vreau, cum era o vorbă rusească foarte bună, groșțăna tachim actorul. Actorul trebuie să încerce orice. Ori crede-mă, eu cât am fost în teatru, câte roluri mi s-au propus, mi s-au dat, n-a fost odată să zic nu vreau, nu pot, nu o să fac, ori a fost sau că am fost schimbat de la rol. Dar până la asta am muncit enorm și regizorul și-a dat seama că într-adevăr n-o să iasă, n-o să fie treabă și m-a schimbat. Dar din start să renunț la un rol, niciodată. Și eu cred neprofesionist asta din partea unui actor. Un actor trebuie să încerce tot. Și aici îți zic, clar, cel mai tare mi-a plăcut când am fost în teatru, cel mai tare mi-a plăcut să joc în spectacole pentru copii. Ori Teatrul Luceafărul e un teatru pentru copii și tineret. Și noi tot timpul am avut spectacole și pentru copii și pentru maturi și cel mai tare mi-a plăcut joc pentru copii. De ce? Pentru că cel mai bun spectator și cel mai cum să zic, cel mai bun, nu critic, dar pentru un actor e un succes dacă ridici sala în picioare. Nu. Sau... cel mai bun spectator din, nu critic, dar spectatorul în care tu te verifici ca și actor, mm-hmm, e copiii. Copiii nu poți să-i minți. Dacă un spectator matur vine și nu-i place, dar din bun simț stă în sală și tace, hai Dumnezeu cu dă și termine odată spectacolul ăsta lor, copilul nu. Copilul, dacă nu i-a plăcut, dacă nu l-a luat în mâini, el începe să facă gălăgie, începe să foiască, să se fărțăie, să roage părinții, să o scoată din sală. Și de asta spectatorii cei mai buni sunt copii. Și să joc spectacol pentru copii, asta era o plăcere. A jucat ce vrei pentru copii. Carlson, apropo, că mă întrebai de rolurile care... Carlson am jucat cu Elici. Un rol extraordinar și un spectacol foarte frumos. Pentru copii multe, multe. Îmi scap acum că erau, au fost foarte multe. Deci spectacol pentru maturi, bineînțeles. Rolul care m-a marcat cel mai tare, Mascarada. Sprich, un rol episodic, mic, dar care m-a marcat enorm. Kevin din Striptease Masculin sau Goi Pușcă. Ăsta din Testament, bineînțeles, Iacob, multe, multe roluri. Și piesă bună. Și piesă bună, care se joacă și acum, Testamentul se joacă și acum, cu foarte mare succes la Teatrul Luceafărul. Scandalurile de la teatru. Eu cred că... Dar mai la toate teatrele se întâmplă ceva. Auzisem la Eugen Ionescu, dacă nu greșesc, cu ultimul scandal, plecau actorii pe un cap de acolo. Și de aici vine o următoare întrebare. Există totuși între actori și conducere unele nedumeriri, să zicem așa, care nu se leagă ceva până la un timp? Dacă nu ar exista aceste, cum le zici tu, nedumeriri, n-ar exista știrile astea. Da, cu siguranță. Teatru este și el un organism viu, teatru face parte și el din societatea în care trăim și cu nimic nu se deosebesc unele ambățuri și unele trăsături moldovenești, de ce nu? Din teatru, din viața cotidiană sau din alte profesii cu cele din teatru. Pentru că da, actori, dar toți moldoveni. Și oricum, rânza moldovanului își joacă mândrele și în profesia asta. Dar eu nu vreau să vorbesc de asta, pentru că
chiar știu și cunosc foarte, foarte multe din Teatrul Ceafru, chiar cu multe subtilități și unele chiar foarte dureroase în care am fost și eu implicat și direct și indirect. Și e un lucru tare dureros, pentru că teatru ar trebui să ocupi cu altceva, nu cu asta. Dar, din păcate, apar și astfel de lucruri. Eu mă bucur foarte tare că acum, la teatrul meu, de altele, cunosc mult ce se întâmplă și în alte teatre, dar eu mă bucur foarte tare că acum, în Teatrul Luceafru, teatrul meu, îmi permit să spun asta, pentru că am lăsat acolo 20 de ani în viața mea, în Teatrul Luceafru e o atmosferă extra mega bună și doamna director și domnul director artistic, doamna Vitalia Grigoriu, domnul Vieceslav Sambreș fac o treabă deosebită, împreună cu toată echipa care e acolo. Eu oricum undeva trebuie să o prind. Ce să mă prind? N-ai la ce să mă prind. Sunt chestii vizibile. De obicei se întâmplă scandalurile astea și nu știu cum să le zic, lucruri mai puțin plăcute. În teatrele și în, organismele artistice, să le mai zic așa, în teatrele în care regizorul, șef, soția lui e actriță în teatru celălalt. Sau directorul își are soție actriță. Sau de obicei aici. Nu o să dau nume cât de tare n-ai vrea, dar de obicei asta e. Primordial aici. De aici pornesc toate. Toate. Hai să vorbim despre zvonuri. Hai. Este așa un mit? Noi să-i spunem că e mit, pentru că na, eu cel puțin nu sunt actor și mai exact nu știu ce se face după cortină. După culise? După culise. Se spune că în timp actorii beau mult. E mit. E mit. Dacă are de băut, el bea nu după culise, bea nu știu unde. Eu cunosc câteva cazuri care... care mari, cei mai mari actori au fost de către colegii lor, nu o să dau nume, de către colegii lor cumva ajutați. Ce spui tu? Scad. Tare dureros, pentru că și nu e vorba doar de actori. E vorba de orice om. Alcoolul, ca și țigara, ca și orice altceva, e o patimă. De multe ori e o boală de care nu poți scăpa. Și nu e vinovat omul acela. Pentru că un om teafră la minte și un om care înțelege și își dă seama bine, înțelege că nu o face că așa vrea sau că nu știu, sau că o face din, dar o face din cauza că a fost adus din anumite circunstanțe să facă treaba asta. Și cel mai dureros e că după ce pleacă, și nu din teatru, pleacă, uh-huh. După ce pleacă, apar mulți prieteni, apar mulți fani, prieteni, așa zici, mulți atot știutori și se dau cu părerea că din cauza asta, că din cauza asta, dar unde ați fost voi? Unde ați fost voi ăștia care vă dați cu părerea? Care spuneți, care dați acum verdicte din ce cauză? Unde ați fost atunci? Dar eu să spun unde a fost. Ei de obicei s-a numit cei care
pentru că alții tac. Dar nu e adevărat, nu. Ca și în orice profesie, patima asta o au și alte profesii. Nu e adevărat, nu beau actorii și nu sunt alcoolici actorii. Crede-mă. Limit, e zvon. Domeniul ăsta sau riscul de a practica, de a învăța, de a deveni actor în timp, prietenii rămân fideli, da, alături. Prietenii, da. Există, da, și mai apoi. Da, da. Da. Acum, recent, o săptămână, două în urmă, au venit Vladimir Isac, colegul meu, care a fost nevoit, din motivul care spuneai tu, să plece în Statele Unite. A venit acasă, a venit colegul nostru, Dumitru Acriș, care e regizor în Rusia, România, un regizor de primă mână, foarte, foarte, foarte bun, și ne-am întâlnit ca pe timpuri, am rămas, suntem și cu siguranță vom fi prieteni. Dacă vorbești de prieteni din teatru, dacă vorbești din prieteni afară, la fel. Rămân. Deci noi, cel puțin, cursul nostru și cei care cu care am lucrat, cu care am fost în Teatrul Ceafru, suntem și până ziua de azi prieteni. Actorii generațiilor, actorii de generații, putem să le spunem așa, și actorii acum, de acum, actoria contemporană, actoria modernă, ea diferă? Diferă. Nu diferă actoria, diferă abordarea modul de viață în care trăim și abordarea și viața dictează. Viața dictează unele chestii. Viața dictează. Nu, actoria e aceeași, profesia e aceeași, teatrul e același, nu se schimbă. Abordarea e alta. Și asta tot se ia din felul în care trăim noi. Din felul că dacă pe când noi învățam și când am venit în teatru, anii 90, început de 2000, actorii trăiau greu. Mult mai greu ca acum. Dar actorii erau mulți. Nu prea plecau. Erau aici. Și erau mulți. Era de unde să alegi, avea de unde face o selecție. Erau mulți. Acum, din ce în ce mai puțin. Din ce în ce mai puțin. Cursuri de teatru, eu nu știu, nu pot să zic exact dacă se ia în fiecare an la Academie, dar din cât știu eu, nu. Acum știu că Anatol Dolbal a luat un curs, premisare la anul 2. Și nu știu dacă mai e vreunul. Pe când, atunci când învățam noi, în fiecare an era. Fiecare an. Cursul 1, 2, 3, 4. Erau mulți, erau actori, erau la curs câte 20 și 30. Acum 10, 15, cât zi. Ce amintiri vă cuprind legate de Teatrul Ceafru? Cele mai frumoase, care? Amintiri, viața. Acolo am lăsat 20 de ani de viață și acolo vreau să mă întorc și acolo sunt sigur că într-o bună zi o să mă întorc, nu știu, pentru un rol, pentru să fiu angajat tot timpul, pentru nu știu, dar sunt sigur că o să mă întorc acolo. Asta simt pentru că nu știu. Nu. Și am mai spus-o în câteva interviuri, una din dorințele mele cele mai mari, asta chiar nu știu dacă o să realizez vreodată, ca toți colegii noștri cu care am învățat, cu care am venit în teatru, cu care am lucrat în teatru într-o bună zi, să jucăm toți măcar două, trei reprezentații, o piesă. Că cumva foamea asta să nu mai domine atâta pentru suflet. În prezent, director al Centrului Raional de Cultură Andrei Soroceanu din Orhei. Noi știm cum este apreciată arta la nivel central. Nu mai vorbim de sate,
Doamne ferește, ce e acolo, cum spunea invitatul nostru, un invitat al nostru, că unele sate n-au nici săli de sport, nu tocmai și casă de cultură. Ce încercați voi să faceți acolo? Noi nu încercăm. Noi facem. Da, chiar faceți? Noi facem. Noi facem, da. Nu încercăm, că dacă încercăm, ne ducem de răpă. Noi suntem orhei. Asta spune. Noi știm. Orhei ăsta... Atâta pot să-ți spun. Și crede-mă că ceea ce-ți spun acum e un adevăr. Centrul Anul de Cultură Andrei Surceanu, din municipiul Orhei, e casa de cultură, ca să înțelegi mai bine, care are cel mai mare număr de colective artistici de amatori din țară. În Centrul Anual de Cultură Andrei Surceanu din municipiul Orhei forfotește lume, nu știu câte sute. Deci nu știu câte sute. Noi știu că avem peste 40 de angajați. Peste 40. Conducători de colective și conducători artistici ai colectivelor. Dar în aceste colective noi nici nu cunoaștem numărul de oameni care activează acolo, care cântă, dansează, fac tot. Statisticile, ceea ce putem să ne mândrim noi, când am luat noi, că nu sunt eu, de unul singur nici nu făceam nimic, îți dai seama. Când am luat noi acest Centru Anual de Cultură în mâini, el avea categoria artistică de numărul 1. Acum avem categoria superioară. Când ce înseamnă categoria numărul 1 și superioară? Asta ca înseamnă să înțelegem? Numărul de spectatori de servicii. Numărul de concerte și evenimente organizate și prestate. Calitatea acestor evenimente. Și multe, 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 multe altele. Deci cumva niște nivele. Exact. Exact. Care sunt apreciate de Ministerul Culturii. Noi venim cu cifre la Ministerul Culturii și Ministerul Culturii ne dă nouă categoria. În centrele raionale din țara noastră se investește statul, mă refer aici. La noi, da. Sau se face doar la nivel local? La Orhei, da. La Orhei, da. Ce înseamnă la Orhei și la nivel central? Eu nu știu la nivel... La nivel central? Hai. Noi suntem foarte mult ajutați, Centrul de Cultură Andrei Surceanu, de către Consiliul Raional Orhei, primărie. Primăria financiară nu poate să ne ajute, de asemenea, noi suntem sub Consiliul Raional. Dar Consiliul substanțial ne ajută. Ca să înțelegi, ca să-ți explic și să ai o idee. În 2 ani de când suntem noi aici, am reușit să investim peste 500.000 de lei în reparații, adică sala mică, reparată capital. 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 Păi ceva... Ce de la podeașe? Da. Holurile reparate, holul de sus, etajul 2, iarăși reparat parțial. Instalat sistem de ăsta, aparate de aer condiționat, din astea puternice. Acum, cu creșterile astea la gaz și la tot, noi iarna o să putem presta și o să putem primi spectatori, pentru că datorită Consiliului Raional și le mulțumim, avem aparate de aer condiționat pus în sală, puternici, și încălzim sala, spectatorul simte comod și bine, chiar și vara, acum... Da, noi știm ce ne așteaptă la iarnă. La iarnă, da. Noi și să venim să ne încălzăm la Centrul Raional de asta Cultură. Am zis așa din imare, dar cel mai tare ce ne bucură, și eu știu sigur că de ani de zile nu s-a mai investit și nu s-a mai procurat nimic
calitativ, calitativ zic, pentru că de procurat s-au procurat microfoane care de doi bani. De noi, în ăștia doi ani, am procurat două seturi de aparataj, boxe, pupitru, microfoane, orgă, pian, instrumente pentru fanfară. Deci cumva sunteți dotați la nivel ca să faceți un spectacol foarte bine. Da, da, da. Cumva cap-coadă, luați, aveți și echipa care, bineînțeles, o creșteți. Sigur, sigur, avem toate vârstele. Asta e cel mai frumos și cel mai bun lucru. Noi am păstrat oamenii pe care îi cunoșteam de ani de zile, Natalia Cupcea, Victor Onofrei, Iuri Storoja, Stepan Hacina, domnul Turuta Stepan, legendele acestui palat. Chiar spunea undeva cu orheinii întotdeauna. Da, i-am păstrat pe ei și pe lângă ei am adus foarte mulți tineri. Bineînțeles, domnul Soltan, Tudor Soltan. Pe lângă ei am adus mulți tineri. Am și format câteva colectivi noi. E vorba de colectivul care ne mândrim noi cel mai tare din astea create de noi, Codru Senior, de dansatori, foștii dansatori a Codrului, în ghilimele, băbuțele și moșnegei, ei n-o să supere, oameni de vârsta a treia, noi le zicem veterani, seniori, ei i-am adunat și dansează, dansează frumos și bine. Autoservice Garaj Orhei îți propune reparații startere, generatoare, schimb curea de distribuție și lanț de distribuție, reparații motoare, toată gama de întreținere și de servire auto. Toate acestea la Garaj Orhei. Suntem în sectorul Bucurie, pe strada Unirii 55 sau la numărul de telefon 0796 52 30. Tot la Garaj te îndeletnicești și cu o cafea gustoasă. Așa cum am pornit noi pe drumul ăsta al nostru, al podcastului, am mers de la Briceni la Bălți, de la Bălți la Chișinău, ne oprim în continuare la Orhei. Aveți o bună perioadă, ani de zile deja, de când activați în orașul Orhei, în raionul Orhei. Și eu cred că ați cunoscut foarte mulți oameni buni, da, de acolo. Ce calități de mândrie cumva vă oferă oamenii din Orhei? Cum sunt ei? Orheienii sunt deosebiți. Dar eu am legătură cu Orhei chiar de când m-am născut, apropo. Mama mea a făcut și a făcut studii la Colegiul Pedagogic din Orhei. Uh-huh. Și în acea perioadă, întâmplător sau nu, era însărcinat cu mine. Și eu m-am născut mama fiind studentă la Orhei. Adică eu am o legătură bună cu Orhei. Mm-hmm. Încă din fașă. Orheii sunt oameni deosebiți. Sunt deosebiți ca și... Când intri în Orhei așa, parcă e un sătuc, nu știu, mic, dar cu mulți oameni buni, nu știu, așa, pentru că hai să nu ascundem pentru cei care ne privesc, am și eu ani de zile deja de când activez, cunosc și eu la fel mulți oameni, am lucrat împreună. Dar ce să vorbim? Uite Orhei, sui în mașină și mergi prin Orhei și vezi oamenii și du-te în alt oraș și ai să vezi oamenii. În Orhei oamenii zâmbesc, în Orhei oamenii trăiesc frumos. În Orhei, cum zicea cineva, dacă o să vină un om străin și o să încerce să arunce un chiștoc de țigară pe stradă, o să-l oprească imediat cineva de urmă și o să zic strânge, că la noi aici e curat. Ia-l și uite urna peste doi pași, n-arunca. Și toate lucrurile în Orhei se întâmplă altfel. Titlul onorific artist emerit. ceva ani în urmă. Nu mai țin minte. 2007, 2008, nu mai țin minte. Acolo, undeva, da. Eu până în 2010. E o mândrie? Nu. Da, nu mai știu. Pentru un actor în Republica Moldova, acest titlu, hai să fim sinceri, ce dă?
50 de lei era aleafă acum 100. 100 de lei la aleafă. 100 de lei la aleafă. 100 de lei o să am la pensie. Poate o să mărească un pic. Poate mai multă mândrie pentru suflet? Nu. No, pentru suflet? Niciodată. Niciodată. Un titlu nu o să... Și spunea cineva și eu sunt de acord. S-a banalizat. Sprea în part la stânga și la dreapta. Sprea deci cumva și-au pierdut din farmec. S-au pierdut din valoare. Nu din farmec, din valoare. Credeți că asta cumva din cauza că, nu știu, aceste titluri, cum spui, acești 50 de lei... Nu, te iau nu are asta. Poate de asta și 50, că sunt prea multe. Adică nu 50, 100, că erau 50 când eram la teatru, acum s-au mărit. Din cauza că sunt prea multe, pentru că dacă ar fi o selecție oarecare, ar fi altceva. În general, eu cred că ar trebui renunțat la ele. Eu cred că ar trebui de renunțat. Noi, un popor, o țară atât de mică, cu atâtea teatri pe metru pătrat, cu atâția artiști, cu atâția... Oricum o să fie mereu nemulțumiți. Deci cumva nu este o mândrie că purtați... Este... Nu. Nu. De ce să mint dacă nu? Nu. Da, e un titlu, dar... Îți zic... Dacă îți spun acum, dar nu vreau, dacă îți spun acum câteva nume de artiști care le au, crede-mă că ai vorbit ca mine. S-au dat la stânga și la dreapta. Cui merită și cui nu merită. Haideți să ne întoarcem un pic înapoi la teatru. Da. Și o să ne întoarcem chiar să jucăm acolo într-o dată. Asta cu siguranță. Noi, într-adevăr, poporul nostru are mulți actori buni și în timp și în prezent. Hai să ne dai trei actori în opinia ta care au inspirat încredere de-a lungul anilor, care cu mare drag i-ai urmărit, îi urmărești, le urmărești activitatea și crezi că sunt într-adevăr cei mai buni. Republica Moldova? Foarte ușor. Igor Caras, Iure Suveic, domnul să fie mentirea, marele meu prieten și mentor. Angela Ciobanu, Anatol Durbal, am trecut de 4, da? Am trecut 3. Nu, dacă sunt mai mulți, e foarte bine. Angela Ciobanu, am zis, Anatol Durbal, ăștia, acolo, ei, Sandu Leancă, actori mari. Actori mari care, din păcate, unii au plecat, alții nu-i mai vedem în scenă. Vorbesc de Igor Caras. Vedeți cine e Igor Caras. Ca să te întorci la teatru, ar trebui să renunți la unele activități? Sigur, sigur. Și nu să renunț din cauza că ar încurca cumva activității din teatru, nu. Din cauza că nu reușesc ca și timp. Eu am grijă de un centru raional de cultură, de, cum ziceam, atâtea și atâtea colective. Chiar nu reușesc. Vorbim un pic și despre evenimentele noastre în moldovenești. Nouțele, cumătrii. Da, e sezonul lor acum. Se câștigă acolo. Mare parte merg și fac treaba asta pentru bani. Mulți. Te reprezintă? Da. Eu n-aș face ceva care nu mă reprezintă. Nu aș face. Dacă nu mi-ar plăcea și dacă doar pentru bani n-aș face. Doar pentru bani, nu. Deci cumva la pachet despre tot și despre toate ceea ce am vorbit la acest podcast e plăcerea. Dar nu e vorba de plăcere. E vorba să te regăsești tu în, în,
în treaba asta. Și nunta, cumătria, evenimentul privat, e și el un spectacol. E și el un spectacol cu muzicieni, cu dansatori, care sunt actorii spectacolului. Și tu acolo te duci și îți faci meseria. Tu nu te duci să stai la masă cu omul, să bei cu omul. Tu te duci și îți faci meseria ta. De actor. Și asta o fac colegii mei, mulți. Vreau să dau nume, dar sunt foarte mulți. Buni. Sunt foarte buni. Actorii, în general, sunt așa persoane care... Bine, sunt și ei oameni, au și ei unele stări interioare, niște supărări, da? Și sunt nevoiți să iasă în fața oamenilor. E simplu. E simplu. Este o lege. Știi ce vreau Știu ce vrei să întrebi, scuză. Este o lege în teatru. La ușa teatrului, la vacht, cum se zice, acolo uiți tot. Acolo ai lăsat tot și ai intrat în teatru. Și te-ai concentrat la repetiții, la spectacol. Eu știu actori care au jucat spectacol cu colegi de mei. Uh-huh. Eram eu în spectacol, implicat. Mama actorului stătea moartă pe laiță. Și el a jucat spectacol. A jucat spectacol și a plecat la mormântare. Da, asta e profesia. Știu actori, îți dau altă latură, mergem în extreme. Fratele lui făcea nuntă și nu în Chișinău. Frate. Era spectacol pus în repertoriu. A venit, a jucat spectacolul, a stat în mașină și a plecat la nuntă. Asta e profesia. Cum spuneai, asta într-adevăr este o boală. Da, e boală. Ți-am zis, actoria e o boală. E o substanță narcotică. Dacă ar trebui să renunți la tot ceea ce faci acum, inclusiv și la pasiunea pentru a te reîntoarce la teatru, ai emigra? Nu. Nu. Nu vreau și nu cred că o să emigrez eu vreodată. Nu cred. Posibilități au fost multe. Ce te ține aici? Nu știu. Tot. Așa lucrează Dumnezeu, nu știu. Așa vrea El. De fiecare dată când apare oportunitate, a apărut, adică oportunitatea de a pleca, a fost rău, a fost câteva. De fiecare dată apărea undeva un job mai bun, un bănuț. Nu cred că o să emigrez vreodată. Nu cred. Avelin, eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Eu cer scuze și îți mulțumesc și eu. Și îmi cer scuze de la oameni. Sper că măcar ceva vor lua și ei de la acest interviu. Asta-s eu. Îți mulțumim foarte mult pentru sinceritate. Noi avem parteneri dragi în Orhei, de acolo de unde drumurile noastre comune pornesc. Este vorba despre TikTok Burger și Beauty by Victoria, oameni cunoscuți de altfel, care ne susțin foarte mult la realizarea acestui podcast. Vreau să-ți semnez două vouchere. Mulțumim! Și să-ți doresc mult succes în tot ceea ce faci în continuare. Vouă succes, audiențe, sau cum le voi, vizualizări, cât te vă doriți și apreciere. Cât le meritați, de fapt. Și merge tot așa, ați pornit-o bine, părerea mea, ați pornit-o foarte bine cu oameni unu și unu și merge tot așa înainte.